Ninsor ca în toiul iernii la munte pe Transalpina și Transfăgărășan, deja s-a trecut la dezăpezire. Vârful omul, 30 septembrie 2024, iarna s-a intrat în drepturi, de azi noapte ninge continuu. Suntem la Bâlea Lac, în munții Făgăraș, la peste 2000 de metri altitudine și priviți ce peisaj de iarnă veritabilă este în jurul meu. Un pic ceață, nu se vede foarte bine, însă vă spun că totul este acoperit de zăpadă. A nins încă de ieri, a nins și pe parcursul nopții și de dimineață. Să vă arăt aici ceva zăpadă proaspătă, care n-a fost călcată. Ia uitați-vă, un strat consistent de zăpadă, mai bine de 5 cm s-au depus în doar câteva ore. În aceste condiții în care a nins atât de mult, au fost nevoiți și drumarii să scoată utilajele de dezăpezire și materialul antiderapant. Au intervenit deja pe Transfăgărășan pentru a înlătura zăpada de pe carosabil, pentru că drumul este în continuare deschis circulației publice. Vedeți mașini care au ajuns până aici la Bâlea Lac, asta pentru că drumarii au intervenit și au dat deoparte zăpada de pe șosea. Se poate circula, însă bineînțeles în condiții de iarnă, cu mașinile echipate corespunzător. Turiștii care au ajuns la Bâlea Lac au fost luați prin surprindere de ninsoare. Noi suntem din Constanța, deci nu vedem prea des. E super. Nu vedeți prea des zăpadă în septembrie, nu? Nu, în general nu vedem. Nici de Crăciun. Iarna, da. La noi e cald în permanență din cauza mării și atunci e super. Și nu e așa de frig. Ați venit special pentru zăpadă sau v-a prins iarna aici? Ne-a prins iarna aici. Nu ne-am gândit că o să vedem zăpadă la timpul ăsta. E foarte frumos. Ceva super. Deci când urci muntele pe partea vii pe soare și pe partea asta ești în iarnă. La Bâlea Lac era ce? Parcă e... Sunt două anotimpuri. Da, a fost vară și iarnă. Deci am sărit peste timp peste primăvară sau toamnă, să zicem așa. Foarte frumos. Natura e plăcută. Prea repede sau...? Un pic cam repede, dar e binevenită. Să ne bucurăm un pic. De unde veniți? Noi suntem în vacanță, venim din Spania. Și am venit să ne bucurăm un pic de... Deci v-a fost dor tare de zăpadă, că în Spania nu prea... Exact. În zăman în care suntem nu prea multă zăpadă, dar e bine.